Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a ajuns în Turcia, unde va desfășura un cantonament și a susținut deja și primele antrenamente. Toți fotbaliștii convocați de selecționerul Sergiu Kleschenko se află în Antalya, cu excepția lui Denis Marandici și Andrei Kobeț, care sunt accidentați. În rest, liderii echipei, printre care Ion Nicolaescu, Vladislav Baboglu, Artur Ioniță și Oleg Rapciuc, sunt la dispoziția selecționerului. Obiectivele nu s-au schimbat. Noi vrem să câștigăm fiecare meci, doar deja o să începem să facem ceva pregătire tactică. Clima din Moldova mai grea pentru cantonamentul acesta în Turcia, mai comod. Republica Moldova are programate și două partide amicale în Antalya. Prima provocare va fi cea de vineri, meciul în compania Macedoniei de Nord, urmând a fi transmis în direct și în exclusivitate la Moldova 1, cu începere de la 16:30. Noi deja am înțeles că fiecare meci nu o să fie ușor pentru noi, cu orice echipă, și noi ne pregătim foarte serios pentru fiecare meci. Macedonia de Nord, eu deja de mult știu echipa, cunosc echipa aceasta. Am fost și la România când eu jucat la campionatul european. Eu cred că noi trebuie să stabilim în primul rând jocul nostru. Iar marți, 26 martie de la 16, tot în exclusivitate la Moldova 1, este programat amicalul cu insulele Caiman. Eu cred că poate o să putem să facem un pic de rotarea echipei, să dăm mai mult timp să jucăm la jucătorii care nu au participat până acum. Cantonamentul din Turcia al tricolorilor se va încheia pe 27 martie, iar după această sesiune de pregătire, reprezentativa Republicii Moldova se va reuni următoarea dată în vară la Vadului Vodă pentru un alt cantonament. În luna iunie, echipa noastră va susține alte două partide amicale, pe 8 iunie cu Cipru, iar 3 zile mai târziu cu Ucraina. Ambele meciuri se vor disputa pe stadionul Zimbru și vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Moldova 1.